Da, bună seara tuturor. N-am să vorbesc despre spaime, cu siguranță. Eu am fost invitat să vorbesc despre unele principii de psihologie care să vă ajute să înțelegeți mai bine domeniul în care sunteți. Nu știu neapărat dacă să deveniți mai performanți, dar cu siguranță să înțelegeți atunci când unele lucruri nu funcționează, astfel încât voi încerca să punctez aceste principii de psihologie, după aceea, eventual, dacă mai avem timp, luăm una sau două întrebări. În primul rând, încep prin a spune că mintea noastră este construită nu pentru a căuta adevărul, nu pentru a ști, ci pentru a crede. Și, prin urmare, avem o mulțime de iraționalități. Noi le mai numim, într-o anumită subcategorie, distorsiuni pe care le folosim în procesarea informației. Iar o distorsiune foarte importantă, care cred că este relevantă pentru domeniul dumneavoastră, este modul în care noi ne raportăm la evenimentele viitoare, pozitive sau negative. Și încep prin a spune că noi avem o tendință de a supraestima probabilitatea evenimentelor pozitive și de a subestima probabilitatea evenimentelor negative. Este o tendință pe care o avem, sigur că ea fluctuează, în funcție de vârstă, în funcție de educație, în funcție de factorul cultural, dar este o tendință generală pe care o avem. Sigur că face parte dintr-o categorie mai mare de distorsiuni la care noi apelăm, prin care încercăm să ne autopromovăm. De exemplu, atunci când reușim să obținem ceva și reușim să obținem succes, avem tendința să atribuim succesul unor caracteristici personale. Când însă avem eșec, avem tendința să atribuim eșecul unor factori situaționali, care nu țin de noi, da? Deci nu de psihologia noastră, ci de situație. Față de ceilalți oameni, când ei au succes, dacă sunt prietenii noștri, spunem că succesul ține de câteva caracteristici personale pe care le au. Și dacă au eșec, vom spune că țin de situație. Dacă nu ne sunt prieteni, spunem invers. Deci mereu încercăm să scoatem în evidență aspectul acesta pozitiv, fiindcă avem o aversiune față de pierdere. Este un premiat Nobel, un psiholog, Kahneman, care arată un lucru foarte clar. Aceeași valoare matematică pusă în termen de câștig sau de pierdere duce la decizii diferite. De exemplu, el a făcut un studiu în care erau 600 de... în care întrebarea era, dacă dăm tratamentul de tip A, din 600 de oameni reușim să salvăm 200. Era ideea pusă în termen de câștig. Altui grup i-a spus, dacă aplicăm tratamentul A, pierdem 400 din cei 600. Ce observăm? Sigur că au fost și alte lucruri mai complexe, dar ce s-a observat? Că probabilitatea de a alege tratamentul A a fost aproape de 3 ori mai mare atunci când am pus în termen de câștig și nu în termen de pierdere, deși valoarea matematică era exact aceeași. Deci înțelegem că avem această tendință, repet, de a supraestima pozitivul și de a subestima probabilitatea de a se întâmpla ceva rău. Eu, ca psiholog, mereu încerc să aduc oamenii spre zona de raționalitate, dar nu prea mult. Fiindcă dacă suntem și foarte apropiați de componenta de realism, apare ceea ce se cheamă caracterul depresiv, adică suntem niște realiști cam depresivi. Da? Și atunci ce încerc să fac cu oamenii este, când supraestimează aspectele pozitive, să le diminuez cât pot, dar în același timp să le spun, hai să ne pregătim și cu un plan B, că poate nu iese. Deci e bine să avem un plan B. Iar cu cei care subestimează aspectele negative, încerc să-i aduc spre o zonă mai realistă, dar nu chiar acolo, și le spun mereu, hai totuși să ne protejăm pentru posibila apariție a evenimentelor negative. Și aici cred că misiunea voastră și rolul vostru sunt foarte importante. Acum, această idee este însă, să știți, colorată foarte mult de componenta psihoculturală. Eu am vorbit în diverse contexte, cu unii sigur m-am întâlnit în diverse contexte, vă recunosc în sală, care am vorbit despre psihologia românilor și totdeauna am încercat să o exprim cât mai simplu prin modelul psihologului olandez Hofstede sau prin alte modele mai simple de psihologie, ca să nu intru în lucruri complicate. Dintre atributele psihoculturale, trei sunt foarte importante și pot avea relevanță pentru domeniul asigurărilor. Sigur că, de obicei, pe modelul lui Hofstede avem 6 atribute psihoculturale.
În alte modele avem 4 sau 3, dar 3 sunt din modelul lui Hofstede de foarte importante pe componenta psihoculturală. Primul atribut se referă la ceea ce noi numim colectivism sau individualism. În 2015, când am scris Psihologia Românilor, România era o țară foarte colectivistă. Pe o scală de la 0 la 100, scorul era de 30 atunci. Sub 50 înseamnă că ai o structură colectivistă, peste 50 înseamnă că ai o structură individualistă. Mie nu-mi place să folosesc termenul individualism, dar cu voi care sunteți bine educați, îl folosesc, fiindcă în limba română individualism înseamnă, are conotația de egoism. De aceea, în lucrare am folosit mai degrabă termenul de individ autonom. Am evitat individualismul, dar în esență este vorba de individualism psihologic. Și într-o cultură colectivistă, așa cum știm, grupurile la nivel social se constituie în logica unei familii extinse. Oameni care se cunosc, sunt prieteni între ei, constituie grupuri. Da? Deci în logica unei familii extinse. În această logică, de obicei, grupul așteaptă ca individul să-și sacrifice nevoile, interesele, valorile pentru buna funcționare a grupului. Altfel spus, dacă sunt contradicții între individ și grup, individul trebuie să cedeze sau este de așteptat cultural ca individul să cedeze, să salveze grupul. Într-o structură a individului autonom, grupul se constituie pe baza unor valori comune, oameni care nu se cunosc neapărat între ei, nu sunt rude, nu sunt prieteni inițial, descoperă că au valori comune și încep să constituie grupuri în forma unor comunități. Într-o comunitate, ideea fundamentală este asta. Grupul trebuie să susțină emanciparea și dezvoltarea individului. Sigur că și individul dă grupului, dar când apare o contradicție majoră între individ și grup, individul nu se sacrifică de dragul unui grup astfel constituit. Un lucru foarte important de ținut minte. Ce s-a întâmplat din 2015 până în octombrie 2023, când Hofstede, mă rog, grupul lui a publicat noile date. Noi știam asta din 2022, fiindcă am măsurat lucrurile în țară. România s-a schimbat foarte mult și scorul nostru de colectivism a scăzut. Noi acum, pe o scală de la 0 la 100, suntem la 46. Nu uitați, eram la 30 în 2015. Când ne apropiem de 50, ajungem la 51, intrăm într-o logică de societate, cel puțin statistic vorbind, într-o societate a individului autonom. Deci am avut această creștere de la 30 la 46. Ce înseamnă această creștere? Un individ autonom este un individ care își asumă riscuri. Este un individ care este centrat pe satisfacerea unor nevoi și satisfacerea unor valori personale. Este un individ care vrea să înțeleagă și care caută informații pentru a se proteja față de riscurile pe care și le asumă. Este un individ care potrivește, ca să spun așa, domeniul vostru de activitate și probabil că multe lucruri bune care s-au întâmplat în această perioadă, în acest domeniu, au venit și din această schimbare psihoculturală. Românii au devenit mult mai individualiști în sensul bun, adică indivizi autonomi care își asumă riscuri, care încearcă să se protejeze, încearcă să se educe, să înțeleagă lucrurile, caută informații, ceea ce este un lucru important. A doua sau al doilea atribut psihocultural se referă la evitarea incertitudinii. Sunt țări, culturi care atunci când apar impredictibilități ale viitorului, încearcă să le asume. Adică se aruncă în impredictibilitate, încercând să definească această impredictibilitate în termenii proprii. Alte țări, alte culturi, când apar lucruri impredictibile, le văd ca niște pericole, nu ca niște oportunități. Și văzându-le ca niște pericole, așteaptă să treacă. Nu fac mare lucru. Da? România a fost în 2015 o țară cu un scor foarte mare al evitării incertitudinii, unul dintre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Pe o scală de la 0 la 100, scorul a fost de 90. În 2024, în timp ce vorbesc aici, scorul este tot de 90. Deci nu ne-am schimbat foarte mult pe această dimensiune. Vă dați seama că atunci când evitarea incertitudinii este mai scăzută, și zona asigurărilor este mai prosperă, fiindcă oamenii își asumă riscuri când încearcă să își transforme impredictibilitățile în perspective proprii. Dar este totuși o veste bună. Chiar dacă acest indicator nu s-a schimbat foarte mult, noi, din punct de vedere psihocultural, suntem într-o fază de emancipare. Noi, românii, suntem în faza de emancipare. În trecerea de la
pasivitate spre zona de emancipare. N-am ajuns acolo, suntem în fază de trecere. Când ești în fază de emancipare, vrei să fii activ și foarte important, vrei să-ți satisfaci nevoile și nu numai că vrei să-ți satisfaci nevoile, ești deschis la a învăța nevoi noi. Deci, altfel spus, companiile sau alte structuri sociale trebuie să înțeleagă că această obsesie să satisfacem nevoile clientului este una bună. Dar cei care reușesc să câștige până la urmă pe termen mediu și lung sunt cei care nu doar că satisfac nevoile prezente, creează nevoi noi. Iar noi suntem în fază de emancipare, foarte deschiși la ideea de a ni se crea nevoi noi, dacă știm să, sau dacă încercăm să le generăm. A treia dimensiune, al treilea factor, se referă la ceea ce se cheamă indulgență. În anumite țări, în anumite culturi, controlul comportamentului social se face mai degrabă prin pedepse. Se vânează greșeli, dacă ai făcut lucrurile ok, nimeni nu te laudă în mod deosebit, ci ești când ai greșit, însă ai încurcat-o. În alte țări, în alte culturi, controlul comportamentului social se face printr-un joc al recompenselor și un joc al recompenselor și pedepselor mai degrabă, cu dominanța recompenselor. România, pe această dimensiune, este o țară care de obicei intră în logica de a vâna greșeli și a da pedepse. Recompensele nu sunt foarte bine reprezentate. Nu modelăm comportamentul social, în primul rând, prin pedepse. Eu și dau exemple și probabil că și voi ați avut aceste exemple. În 98, când am mers prima dată în Statele Unite, dintr-o structură colectivistă, crescut într-o structură colectivistă, și la universitate toată lumea mă felicita pentru lucruri banale considerate în țară, mă simțeam prost. Good job, excellent, you are great. Pentru ce? Da? Deci nu era ceva natural. Studiile arată că acele societăți care au un nivel crescut de indulgență sunt mult mai deschise și au o piață de asigurări mult, mult mai puternică. Dar avem vești bune. Chiar dacă scorul nu s-a schimbat la indulgență între 2015 și 2024, încă avem tot un scor scăzut, pe o scală de la 0 la 100, cam 20, cam acolo suntem, mic, foarte mic, apar diferențe pe generații. Dacă mă gândesc, spre exemplu, la generațiile încă oarecum active în spațiul social, chiar în piața muncii, nu? Dacă luăm generația baby boomers, deci cei născuți între 46 și 64, au o atitudine față de muncă și față de instituții, față de companii, în logica aia veche pe care au învățat-o, sigur, exagerez că n-au învățat-o de acolo, dar a fost foarte bine exprimată de Kennedy. Nu întrebați ce poate face țara pentru voi, ci ce puteți face voi pentru țară. Sunt oameni care când intră în relație cu munca și cu o companie, întrebarea este: how can I serve? What can I do? How can I help? Cum pot să contribui? Da? Iar în balanța muncă, adică procesul prin care îți atingi obiectivul și atingerea obiectivului, sunt oameni care sunt atenți la ambele componente. Contează și atingerea obiectivului, dar și drumul prin care ai ajuns la atingerea obiectivului. Avem după aceea generația X, cei născuți undeva între 65 până în 80, care în România, dar să știți că și în alte țări, nu, reprezintă generația cu cheia la gât, oameni obișnuiți să se descurce mai degrabă singuri, din care s-au dezvoltat, au apărut foarte mulți antreprenori, oameni autonomi. Întrebarea lor în relație cu munca și cu o companie este: what can I get from here? Da? Ce pot obține? Iar în balanța scop, mijloc de atingerea scopului, pun un accent foarte mare pe atingerea scopului, nu pe cale. Adică, până la urmă, ce contează, gândesc mulți din această generație, contează să-mi ating targetul și să-mi ating scopul. Contează cum? Trebuie să urmez o anumită cale? Nu? Și ei spun că nu. Și a venit generația mileniarilor, sau generația Y, cei născuți între 81 până 96, care au fost crescuți de părinți din generația X, de obicei, chiar unii baby boomers, dar generația X, și care au compensat foarte mult. Fiindcă părinții nu s-au ocupat de cei din generația X, au început ei să se ocupe de copiii lor.
și exagerez, spunând că de la 8 la 10 facem not, de la 10 la 12 șac, de la 12 la 14 engleză, de la 14 la 16 franceză, de la 16 la 18 dans și balet sau altceva, da? Și s-au pus foarte multe abilități în această generație, astfel încât stima de sine este foarte mare și asta e prima generație care începe să pună preț foarte mare pe recompensă. Asta e generația în care se schimbă, ca să spun așa, profilul nostru sau care începe să schimbe profilul psihocultural, care nu mai are o toleranță foarte mare la modelarea comportamentului prin pedepse sau nici măcar uneori prin utilizarea pedepselor într-o combinație cu recompensele. În balanța muncă despre care am vorbit, adică scop și atingi și calea spre scop, mileniarii sunt cei care pun un accent foarte mare pe cale. Nu contează așa de mult scop. Ei îți cer recompensele chiar dacă nu s-a atins scopul. Și eu din generația X le spun, dar cum să dăm beneficiu că nu ne-am atins scopul? Și ei îmi spun, dar eu am lucrat. Eu m-am implicat. Eu am dat. Deci asta este căutarea recompenselor. Iar generația Z, cei născuți 96, 97 până prin 2012, 13, 14, depinde fiecare cum măsoară, sunt o combinație între Y și X și au o stimă de sine foarte mare. Au această logică a generației X, what can I get from here, dar în același timp up to my strengths or up to my values, da? Adică legată de ceea ce interesează pe ei. Așa că, deși indulgența în cultura noastră încă dominant, nu se vede, încă suntem o țară cultură care vânăm mai degrabă greșeli și controlăm comportamentul social prin pedepse, generațiile mileniarilor și generațiile, adică generația mileniarilor și generația Z, au deja un mindset orientat spre indulgență, spre recompense, sunt mult, mult mai deschiși spre ideea pe care o reprezentați voi pe piață. Deci, vedeți, combinând toate lucrurile, practic, România este în acest moment într-o fază puternică de tranziție, cu indivizi autonomi care sunt tot mai importanți și mai vizibili la nivel social și când vor ocupa pozițiile de putere se va schimba complet profilul nostru psihocultural. Generația mileniarilor și generația Z, care vin cu orientarea spre indulgență, spre recompense, suntem toți în fază de emancipare, cam indiferent de vârstă, iar emanciparea vine cu deschiderea în asumarea unor riscuri și vine în același timp cu deschiderea spre a li se crea și a li se propune nevoi noi. Ei, astea sunt lucruri pe care cred că le puteți utiliza pentru a vă eficientiza activitatea sau, așa cum am spus, dacă nu reușiți să o eficientizați, măcar să înțelegeți de ce funcționează sau nu funcționează. Așa că mă opresc deocamdată aici și hai să luăm două sau trei întrebări. Mulțumesc! Ai curaj? Cine are întrebări în sală? Emilian Oneșciuc mă numesc. Am o întrebare. Tot din cartea dumneavoastră, pe care am citit-o cu sufletul la gură și din cartea lui Gert Hofstede, am reținut că, dacă nu greșesc, românii au un comportament preponderent feminin. Are legătură acest lucru cu faptul că românii nu prea cumpără asigurări? Mulțumesc! Da. Este un alt atribut în modelul lui Hofstede, aveți dreptate. Termenul vechi, și în literatura veche de specialitate, era masculinitate-feminitate, pe care nu-l mai putem folosi azi. Astăzi folosim motivația spre competiție și succes. Deci să știți că s-a schimbat termenul. Eu încă l-am mai folosit în lucrare, dar la limite, așa, cu grijă. Nu are o legătură. Acel atribut, în unele studii apare care avea legătură cu piața asigurărilor, dar când te uiți la, hai să spunem, meta-analizele mari, adică pe big data, pe zeci de țări, pe sute de mii de oameni, este un atribut care nu e la fel de puternic ca celelalte pe care vi le-am menționat. Cel mai puternic dintre toate, știți care este? Nu individul autonom, ci indulgența. Indulgența este pe primul loc, după aceea vine individualismul sau individul autonom.
Deci e un factor, dar nu e atât de puternic și e și foarte greu în situația României să-l înțelegi, pentru că scorul este undeva la aproape de medie. Pe o scală de la 0 la 100, noi încă avem un scor de 42. E drept, avem o tendință spre ce se chema cândva feminitate, adică căutăm mai degrabă armonia și pacea, înțelegerea, decât lupta și competiția, dar e un scor de 42, deci este la limită. Și nu are un impact atât de mare. Dar merită citit, că poate înțelegi mai bine contextul. Da, da, spuneți-o. Hai că vin eu acolo. Da, 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 sigur. Așa, mai bine. Tot din psihologia poporului român, era la un moment dat un paragraf care spunea că românii sunt mult mai preocupați de lucrurile mărunte și dedică foarte mult timp lucrurilor mărunte, iar deciziile, de exemplu, pentru, nu știu, niște situații importante, dedică foarte, foarte puțin timp. Cum am putea Eu am spus altcineva. Era lucrarea mea sau lucrarea lui Constantin Rădulescu Motru? Era și la tine. Da, 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 nu cred că am spus chiar așa, de-aia nu recunosc formularea, dar cred că spuneam altceva, că suntem mult mai toleranți la întrerupere ale unor planuri pe care le-am făcut, adică după ce facem planurile noi, spre deosebire, de exemplu, de americanii, suntem mult mai toleranți cu întreruperile planului sau schimbarea ad hoc a planului, deși am avut o strategie clară și bine definită, și că de multe ori amânăm munca până aproape de deadline, când toată lumea crede că nu mai suntem capabili să o terminăm, dar atunci ne mobilizăm și reușim totuși la sfârșit să atingem targetul, obiectivul. Cred că la asta mă refeream, a fost adevărat în 2015, cred că e adevărat și astăzi. Dar să știți că ce vreau să spun este că în 2022 am făcut o analiză privind modernizarea României, fiindcă este clar, oricât te dai peste cap această idee și ce faceți voi cu asigurările, este totuși o instituție care ține de un stat modern, ține de cultura bine organizată în zona vestică. România în ultimii 10 ani a început să se modernizeze și s-a modernizat, mergem în direcția bună. În 2022 am arătat că ne apropiem aproape, că suntem aproape de nivelul mediu în care trecem spre zona de profil modern. Ce înseamnă profil modern? Indivizii autonomi încep să ocupe pozițiile de putere, încrederea interpersonală crește mult mai mult, încrederea în instituții începe să crească, căutăm mai degrabă recompense și nu pedepse și începem să nu ne temem de impredictibilitățile viitorului, începem să le vedem ca oportunități și nu ca pericole. Nu suntem chiar acolo, dar suntem în direcția bună. Așa că m-am uitat și peste, știind că o să vorbesc în fața voastră, peste acea anchetă IRES făcută cu referire la asigurări și practic multe lucruri din psihologia românilor le-am văzut acolo în aspecte mai specifice măsurate de IRES, care oamenii declară aceste lucruri. Adică când îi întrebi, nu? Vă simțiți informați sau neinformați? Ați observat, dacă v-ați uitat peste acele date, 51% se declară informați sau oarecum informați. Ceilalți spun că ar avea nevoie de informație. Cine oferă informația asta? Păi dacă nu se face prin educație și prin, iarăși nu invocăm guvernul, nu? Roagă trebuie făcută de piață. De asemenea, când au fost întrebați de unde și-au informațiile, ați văzut că companiile de asigurări erau printre actorii principali. Sigur că era Facebook și rețele de socializare, dar erau și companiile de asigurări menționate acolo. Și ce contează, sigur, oricând ne dăm peste cap, contează și banii. Adică cu cât o duci mai bine financiar, cu atât probabilitatea să te angajezi într-un astfel de demers este mai mare, dar oamenii așteaptă să li se satisfacă nevoi. Tot acolo apare această idee. Numai că vă spun acest lucru, este foarte important să satisfaceți nevoi, dar va câștiga pe piață cel care va ști să creeze nevoi noi și să le satisfacă. Aș dori și aș dori să vă întreb, în primul rând, scuzați-mă, mulțumesc, da. Mulțumim frumos pentru informațiile deosebit de interesante. Cum evaluați dumneavoastră reacția și răspunsul românilor la situațiile de criză? Dacă puteți, eventual, și comparativ cu alte... Bun, sigur, asta poate fi o altă temă. Voi spune doar atât, că noi avem tendința să exagerăm și pozitivul și negativul.
Altfel spus, avem o problemă cu ancorarea în realitate. Și fiindcă avem tendința să exagerăm și aspectele pozitive și aspectele negative, ne polarizăm foarte ușor. Și România este o situație, sau este într-o situație de polarizare socială. Sigur că toate societățile s-au polarizat prin mecanisme comune. Dar România am avut această predispoziție, suntem extrem de polarizați, rupți de, sau separați de realitate. Și atunci și când ne confruntăm cu crize, de multe ori vedem aceste efecte. Nu vedem soluții foarte pragmatice. Vă dați seama, dacă atunci când ești într-o criză începi să exagerezi negativul, nu ești capabil să găsești soluții adecvate. Dacă cumva exagerezi pozitivul, nu ești pregătit pentru criză care te va lovi. Nu uitați ce am spus la început, acea distorsiune pe care o avem destul de bine rădăcinată în mintea noastră. Adică noi avem tendința, spuneam, să exagerăm apariția, în cazul nostru, aspectelor pozitive. Să știți că asta nici nu prea vrem să o domolim, pentru că noi în psihologie știm că oamenii care au această tendință sunt de obicei mai fericiți. Sigur că este o iluzie pozitivă, dar le aduce o stare de bine psihologic, o satisfacție în viață. Ce încercăm să facem este să domolim ca iluzia să nu devină halucinație. Dar nu încercăm să o transformăm în realitate. Însă avem și cealaltă tendință de a subestima aspectele negative. Ei, acolo putem să intervenim cu o doză mai mare de realism, astfel încât să învățăm că aspectele negative s-ar putea să apară și te poți pregăti pentru ele prin diverse mecanisme. Că aia nu are legătură neapărat cu starea de fericire, ci dacă cumva vine și ești nepregătit, atunci apar probleme psihologice și probleme la nivel social mari. Da. O ultimă întrebare, dacă îmi permiteți. Mă bucur mult că validați studiile pe care le facem cu IRES an de an în ultimii 5 ani. Într-adevăr, 51% dintre români spun că sunt bine informați și foarte bine informați privind asigurările. Dar cât la sută din acest 51% e o percepție și cât e realitate? Da, prima întrebare. Și a doua, ce facem cu restul de 48% cu marja de eroare cu tot? Oare ei vor să fie informați? Sau pur și simplu spun că nu sunt informați și vor să rămână așa? Mulțumesc. Sigur că n-am de unde să știu, tot pe IRES trebuie să-i puneți informațiile astea. Ce cred este că educația clar că contează. În același timp, cred că trebuie să creăm nevoi. Adică când eu când văd oameni care spun că nu sunt informați, dar ar vrea să afle informație, automat mă uit la grupul respectiv, nu doar ca la un grup care are niște nevoi și eu să încerc să le satisfac cu niște servicii de psihologie în cazul meu, ci să creez nevoi noi pe care după aceea le pot satisface, fiindcă asta îmi dă un avantaj competitiv pe piață. Da? Deci cam așa își răspunde și sigur, este totdeauna o diferență foarte mare. Acum nu intrăm în detalii, dar sunt cel puțin 2-3 niveluri psihologice între a avea o valoare, de exemplu, nu? O să am o valoare care să îmi susțină angajamentul pentru managementul riscului implicând și aspecte de asigurare. Pot să am valoarea. Mulți au valoarea când îi întrebi. Dacă o au, o să spună că o au. Când te uiți la comportament, vezi că nu o au. După aceea, al doilea nivel este cum transform valoarea în intenție implementațională, o numim noi. Adică ai această valoare, dar și intenționezi să faci ceva. Și sunt lucruri și mecanisme diferite de acțiune, inclusiv psihologic, pentru a transforma valoarea în intenție implementațională. Și trei, sunt oameni care spun, da, am valoarea, intenționez să fac, nu știu, să mă asigur și așa mai departe, dar totuși nu o fac. Este al treilea nivel, cum transform intenția implementațională în comportament, în care sunt alte mecanisme. Ori de multe ori, în astfel de analize mai generale, nu se văd aceste niveluri, nu? Noi ne uităm, spunem, ok, oamenii au această deschidere. Bun, dar dacă e numai la nivel de valoare și nu la nivel de intenție implementațională și la nivel de comportament, e mult de lucru. Este ca și cum n-ar avea, cum bine ați sugerat oarecum, da? Bine, știu că am depășit timpul, dar dacă mai este o întrebare ultimă așa de... Știți, una dintre cele mai mari distorsiuni este legată de faptul că unii oameni nu conștientizează faptul că au distorsiuni. Deci nu ajunge doar că nu vedem bine aspectele pozitive și aspectele negative și considerăm că nu avem distorsiuni.
Dacă vă uitați în dreapta, da, aveți o distorsiune, sunt eu. Spuneți-vă. Am ascultat recent unul dintre podcasturile pe care le-ați avut. Vorbeați despre fericire. Erau trei pași, da, da, prin care o putem obține. Aș vrea să vă rog să-i reamintiți și cum am putea să facem clienții să fie fericiți, ținând cont de aceste trei puncte. Adică vreau o chestie practică pentru industria de asigurări. Pentru că sunt ani de zile de când ne lovim de lucrul ăsta, că nu putem să-i facem fericiți pe clienți. Pentru că ei au tendința de a fi nefericiți. Vă dați seama că într-un minut sau două și voi să fiți fericiți, și clienții voștri e foarte greu. Dar voi puncta cele trei idei simple, sau într-o variantă simplă, să gândiți voi asupra mecanismelor, nu trebuie să vă dau eu rețeta. Problema legată de fericire e o problemă importantă, fiindcă vorbesc foarte mult despre ea, fără să știe ce înseamnă. Și în presă vă uitați de multe ori și vedeți că România ba între cele mai fericite țări, ba între cele mai puțin fericite țări, fiindcă se definește fericirea diferit, în abordări diferite. Acum, dacă definim fericirea ca fiind o atitudine pozitivă față de propria viață, dacă te întreabă cineva, ești fericit? Și tu prin asta înțelegi, adică sunt mulțumit cu propria viață, am o atitudine pozitivă față de propria viață. Atunci, psihologia, de vreo 15-20 de ani, prin sute de studii, a găsit cam cei mai importanți factori care pot să-ți dea acest sentiment subiectiv de fericire. N-are sens să cauți, n-are sens să te întorci în antichitate, să citești filozofi, să citești, nu știu, guru, să citești... să-l citești, sigur că poți să citești totdeauna dacă îl dorești, da? Dacă vrei să fie ceva pragmatic și adevărat, atunci, pentru a avea acea atitudine pozitivă față de propria viață, spuneam că trebuie să ai un set valoric foarte clar și bine definit, ca individ. Dar nu un set valoric cu 10 valori. 2-3 valori cardinale pe care le asumi. Astfel încât când cineva te întreabă care sunt cele 2-3 valori cardinale, să le poți spune așa cum îți știi numele și cum știi adresa din buletin. Da? Deci, când cineva te întreabă care sunt cele 2-3 valori cardinale, trebuie să știi să le spui. Și foarte important, nu doar să le știi, să poți să arăți că ai făcut și că faci săptămânal comportamente congruente cu ele. Oamenii care știu, care își cunosc setul valoric și fac lucruri congruente cu acel set valoric, au subiectiv sentimentul de viață cu sens și semnificație. Adică nu se mai întreabă care e rolul meu în lume, ce caut eu aici. Nu-și caută sensul, ca să spun așa, că l-au. Acele valori și lucrurile congruente cu ele. Apoi, foarte important este să știm care sunt cele 3-5 puncte tari pe care le avem. Și mai ales să facem lucruri congruente cu ele. Dacă reușim ca și meseria noastră să fie legată de cele 3-5 puncte tari pe care le avem, când spun 3-5 puncte tari, eu mă refer din punct de vedere psihologic, nu mă refer la faptul că, nu știu, ridici gantere, da? Mă refer la faptul că ești empatic, ești creativ, ești generos, deci la puncte care țin de partea de psihologie. Cele 3-5 puncte tari pe care le ai și dacă faci lucruri congruente cu ele zilnic, apare psihologic sentimentul de viață bună, good life. Când te întreabă cineva dacă viața ta e bună, vei spune viața ta este bună. Simți că ai o viață bună. Și după aia vine și cealaltă componentă care ține de pleasant life, adică viață plăcută. Comportamente pe care dacă le faci, îți produc plăcere. Nu știu, unora să citească, altora să, nu știu, alții preferă să joace tenis, alții preferă să, nu știu, să iasă cu prietenii în oraș. Trebuie să fie o listă de 7-10 comportamente pe care dacă le faci, simți experiența subiectivă a plăcerii. O să vă mirați de câte ori mă întâlnesc cu clienți și cu oameni, cu pacienți uneori și întreb, ok, care sunt cele 7-10 comportamente pe care dacă le faci îți produc plăcere? Unii cu greu mi le spun. Și după aceea îi întreb, de câte ori ai făcut vreunul dintre aceste 10 comportamente în ultima săptămână? Păi n-am avut timp, că s-o obosit, că am avut mult de lucru. Păi atunci cum vrei să fii fericit? Că nu se poate. Deci dacă nu ai setul valoric și nu faci lucruri congruente cu el, dacă nu-ți știi punctele tari și nu faci lucruri congruente cu acele puncte tari, dacă nu știi comportamentele care îți produc plăcere și nu le faci, nu ai cum să ai nici viață cu sens, nici viață bună, nici viață plăcută. Ori fericirea înseamnă o combinație între cele trei.
aplicați-o în cazul vostru și gândiți-vă cum puteți să-i faceți și pe ceilalți fericiți, dar să știți că nu voi puteți să-i faceți fericiți, ei se pot face fericiți, fiindcă nu evenimentul ne influențează, ci modul în care noi îl interpretăm. Mulțumesc!